Eu gătesc oriunde. Oriunde, eu dacă sunt invitat la un grătar, de tine, dau un exemplu, da? Zilele următoare, eu nu am să pot să mă abțin, cu toate că o să fiu invitat și toată lumea o să-mi zic, bă, e timpul și pentru tine să te relaxezi. Nu, eu dacă nu mă duc acolo și nu mă frig un pic, nu bag mâna în cărbun, nu văd ce carne e, nu vin cu să fac un sos, să aduc un factor, wow, nu mă simt bine, nu sunt eu. Și așa și acasă, eu merg în vizită la oameni, la prieteni, la tot și îi ajut. Am lucrat la o stea Michelin și am lucrat pe astfel de meniuri exclusiviste, scumpe și știu ce presupune. Știu ce înseamnă acele 17 ore care ți le petreci în bucătărie zilnic ca să poți pregăti, să poți face față fluxului și a cerințelor care sunt implementate de ghidul Michelin. Că de asta acolo e altceva, e Liga Campionilor, e cel mai bun nivel în gastronomie vorbind. Dulcele trebuie doar să fie complementar, să facă echilibrul farfuriei când vorbim de celelalte gusturi, acru, sărat, amar. Dar dulcele nu trebuie să predomine. Nu există, nici dacă e o salată, nici dacă e orice ar fi, nu are cum să predomine. Cum am zis, el trebuie doar să echilibreze. Despre asta e vorba. E vorba să echilibrăm și să activăm paleta cât mai mult și să creăm acea senzație wow. Da. De exemplu, la mine, în perioada când am slăbit 35 de kilograme 9 luni, nu mai mâncam după 7 seara. Adică am avut o chestie în care mă simțeam și mă simt când fac acest lucru, mă simt extraordinar de bine, fiindcă simt, mă și odihnesc foarte bine, că efectiv când mâncăm înainte de somn, organismul tot procesează, organele, ficatul, pancreasul și tot. E exact ca un laptop care nu-i dai shutdown seara, dar îl mai lași să mai facă ceva, să mai copieze ceva de pe un stick sau să mai lucreze la ceva. Păi nu e, adică ori îi dai shutdown și atunci da, el se răcorește, se răcește și a doua zi îl deschizi și bun, mai e altfel, se mișcă altfel. Așa asta zic, am experimentat-o pe propria mea piele. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Bezei. Înainte de a vă prezenta invitatul de astăzi, aș vrea să mulțumesc sponsorului nostru Balcan.ro. Dacă folosiți codul de reducere BZEI10 la achiziționarea produselor de pe site-ul Balcan.ro, aveți 10% reducere, deci nu ratați această ofertă. Astăzi vorbim despre mâncare sănătoasă, fine dining, despre cărți scrise despre mâncare, mâncare sănătoasă, deci ca să mă... Găsim, o să vorbim despre un subiect care se pare că e foarte în trend când vorbim despre alimente și mâncăruri sănătoase. Cu cine altcineva decât cu un bucătar, un șef, Bogdan Cruciu, care s-a stabilit la noi în țară de ceva timp. Bine ai venit, Bogdan! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, Raluca! Tu ai fost plecat ani buni în Canada, în Anglia, ai muncit și ca bucătar în străinătate, te-ai întors acasă la noi de câți ani? De 3 ani, din 2021. Și cum a fost adaptarea la în România, ca să zic așa? A fost destul de ușoară. Deoarece am avut prilejul de a-mi face evenimente pe cont propriu și n-am intrat direct ca să văd și să aspir tot ce se întâmplă la noi în legat de restaurante și toate aspectele astea. Am dezvoltat chestia de bucătar, noțiunea asta de bucătar, de private chef, de bucătar privat din Londra de acum mulți ani de zile, 5-7 ani de zile și pe perspectiva asta m-am întors acasă și de asta zic că mi-a fost ușor. Am stat până la 15 ani în țară, adică nu era ceva nou, nu știu, cred că ar fi mai dificil pentru cei care se nasc la o vârstă mai fragedă sau, nu știu... Cei care stau la vârstă mai fragedă acolo, sau se nasc în străinătate, sau pleacă de la o vârstă, mai fragedă și... Pentru mine a fost ok, adică e România față de cum o știam, vorbind gastronomic, vorbind, da, restaurante și tot, că ieșeam și la vremea
de Iași, mai ales, e schimbată. Adică e oarecum și văd și clienții sunt și oamenii sunt receptivi la bucătăria internațională, la ce se întâmplă prin străinătate, la ce au mai văzut prin vacanțele care au fost. Da. Dar este o diferență enormă, cum e din toate perspectivele, când raportăm România, când o comparăm, nu știu, cu Europa sau alte țări. Bine, cred că de asta și au și apărut emisiunile culinare, care promovează foarte mult bucătarii și fine dining-ul, pentru că și la noi s-a dezvoltat industria aceasta foarte mult. Da. E un lucru bun, pentru că așa aflăm și noi, cei care suntem muritori de rând și na, toată ziua gătim, mai căutăm rețete noi, mai aflăm ce putem să gătim sănătos, că tot venim vorba de mâncare sănătoasă și pentru cei care nu te cunosc, nu știu că tu ai scris o carte despre rețete sănătoase, da, rețete mediteraniene. Da, e bazată pe stilul mediteranean pe care îl adopt. L-am adoptat și cu care trăiesc. Adică pentru mine e un stil de viață. Bucătăria mediteraneană mă reprezintă cel mai mult. Îmi place și bucătăria asiatică. O cunosc destul de bine, dar nu știu, am o vorbă. Cei din partea mediteranului e sfânt. Și e foarte echilibrată și dacă știi să-ți o... De asta și trăiesc mult. Da, cu siguranță. Asta e un secret. Da, pentru că observ că discuțiile în general sunt duse spre alimente și alimentație sănătoasă. Adică cum scrii și tu în carte că ceea ce mănânci, aia ești. Și tu ai reușit să-și slăbești prin intermediul, cu ajutorul acestor diete sau regim, zicem, mediteranean. Acest stil de viață, da. Dar când te-ai decis să te apuci de asta, te-ai documentat să vezi ce înseamnă stilul acesta mediteranean sau tu deja consumai însă în cantități mai mici? Cum? Da, nu, atunci am ajuns prima oară la Vivertin și acolo am văzut planul mediteranean, am văzut piramida și am studiat-o, am văzut ce are la baze. Ce are la bază și ce are tot mai în sus, adică care trebuie consumat cât mai puțin, cât mai în moderație, ce nu face bine, ce face bine, da. Ce înseamnă o masă echilibrată în raport de, adică proteină, vitamine, legume, cât mai puțin carbohidrat și am implementat toate aspectele astea. Și foarte important e foarte important și, cum am mai spus, când mâncăm, ce mâncăm și cum mâncăm. De exemplu, la mine, în perioada când am slăbit 35 de kilograme în 9 luni, nu mai mâncam după 7 seara. Adică am avut o chestie în care mă simțeam și mă simt când fac acest lucru, mă simt extraordinar de bine, fiindcă simt, mă și odihnesc foarte bine. Că efectiv, când mâncăm înainte de somn, organismul tot procesează. Organele, ficatul, pancreasul și tot. E exact ca un laptop care nu-i dai shutdown seara, dar îl mai lași să mai facă ceva, să mai copieze ceva de pe un stick sau să mai lucreze la ceva. Păi nu e, adică ori îi dai shutdown și atunci el se răcorește, se răcește și a doua zi îl deschizi și bun. Mai e altfel, se mișcă altfel. Așa asta zic că am experimentat-o pe propria mea pele. Și e cea mai benefică chestie, pe lângă faptul că ok, ce mâncăm și... Dar tu ai vrut să slăbești pentru că nu te simțeai bine sau de ce ales asta? Pentru că sunt persoane care au mai mult kilogram în plus, nu au ce probleme cu asta, sunt ok, bine, teoretic apar probleme de sănătate la un moment dat și atunci vor să slăbească. Dar tu ai făcut chestia asta pentru că nu erai bine cu tine, nu? Adică nu... Da, aveam probleme de sănătate, efectiv. Aveam 110 kg și aveam probleme cu tensiune arterială. Aveam și... Bine, datorită... Pot să spun că neapărat alimentație a fost stilul lui de viață. Adică la vremea aia și fumam și petreceam și perdeam... Nopțile, după muncă mai stăteam o oră, două, trei, patru, se făcea trei dimineața, adică toate însumează, adică toate se leagă între ele. Și asta a fost, la mine asta a fost, atunci a fost momentul când am zis că trebuie să fac o schimbare și trebuie să am grijă de mine, fiindcă la 25 de ani, cum aveam diagnosticul pus pe hipertensiune arterială și tot, era ok. Că m-am dus la o clinică în Londra și
asistenta, doctorița de acolo mi-a zis că na, încă două, trei cifre în plus și explodează clădirea asta din cauza tensiunii care ai. Și nu e normal pentru vârsta. Și mi-am dat seama că doar o îmbunătățire a stilului de viață îmi poate, adică mă pot reechilibra. Și asta am făcut. M-am reapucat de sport, eu na, fiind sportiv de performanță, cum am zis, dieta e în primul rând, e 80%, că poți să faci sportul de peste lume, poți să faci sport și noaptea, că nu te ajută. Adică poți mergi la sală și noaptea, că dacă tot, dacă mănânci prostii, nu e ok. Am mâncat doar fructe de mare, pește, carne albă, curcan, grătare, legume la fiecare masă, legume, carbohidrații, când și pe alocuri, foarte, foarte puțin. Și acum tensiunea e normală? Sau e n-a mai fost la... Da, cum vorba cum mă simt eu, adică n-am fost să verific sau tot, dar mă simt bine, făcând sport, în not, greutatea care o am, nu am semne că nu ar fi bine. E ok. Da. Uite, da, și ce mă gândesc, că multe persoane spun că poate vrea să mănânce sănătos. Legume, fructe, o carne de bună calitate, dar nu își permit să cumpere toate aceste produse pentru că s-au scumpit foarte mult. Și într-adevăr, așa, ca să faci, nu știu, chiar și o salată cu ton, de exemplu, nu știu, te ajunge aproape 100 de lei. Deci, când calculezi toate ingredientele, nu, oricum, sigur, vreo 80 de lei dai pe tot ce cumperi. Tonul, salata, porumbul, depinde fiecare cum își face, într-adevăr. Dar da, eu spun, dacă, de exemplu, cumperi 6-7 ingrediente, cam atât plătești. Nu, doar dacă le iei pe toate, dacă ai nevoie, ca zic, să faci o salată de ton, ai nevoie de un ulei de susan, ăla e o sticlă de 150-200 de mililitri. Ulei de susan? Da. Tu pui ulei de susan în salata cu ton? Da, folosesc, îmi place. Păi majoritatea pun ulei de măsline. Depinde, cum și uleiul de susan și uleiul de măsline e bun. Uleiul de măsline uleiuri sănătoase. În cu moderație, bineînțeles, cum depinde și cât. Dar nu, cum să zic, într-adevăr aici e foarte adevărat că datorită inflației și tot au crescut prețurile și materia prima a explodat și e dificil, eu înțeleg perspectiva asta. Dar nu ajungem la un cost atât de mare, că, cum am zis, ca să faci o salată, dacă o vorbesc strict pe partea de efectiv gramaje de ingrediente folosite, o salată cu ton și să facem o salată cu un ton, nu la conservă, un ton cumpărat, un filet de ton roșu. Care... El e mai scump decât tonul la conservă. Da, vorbim de calitate și tot. Da. Adică eu, cum să zic, prefer să, eu ce vreau să sugerez și oamenilor, adică să nu mâncăm cantitativ, să mâncăm calitativ. Adică decât să mâncăm 300 de grame de ton la conservă, fiindcă ieșim mai bine la preț, să vedem de unde putem strânge, de unde putem face economie sau de unde putem, ne putem ajusta consumul de bani și pentru a cumpăra ingrediente calitative și să reducem porțiile de mâncare, că despre asta e vorba, adică secretul este să te ridici oarecum flămând de la masă. Dar uite, tu ne spui acum pe de jumătate, ton. Pe jumătate, pardon, nu chiar, adică nu chiar, flămând, da. Dar când adică simți că pe plin. Jumătate, da, atunci metabolismul e foarte ok, rotița se învârte și totul e ok. Când ai senzația de saturație și că nu mai poți respira, atunci apar depunerile și tu nu te mai simți bine, că hrana trebuie să ne dea energie, nu să ne bage la somn. Tu cum faci un leu după ce a mâncat jumate de animal, pui ăla se culcă sub un copac și cam aia e la el ziua. Doarme. Deci revenim la salata cu ton, că tot am adus în discuție acest preparat. Tu spui că tonul îl cumperi nu la conservă, îl cumperi proaspăt, cum îl cumperi? Da, poate să fie, variază prețul între 100 și, nu știu, 100-150 de lei kilogramul de ton. Dacă cumperi 150 de grame de ton, te costă undeva la un 15 lei. Dau un exemplu, da. Mai mult sau mai puțin, acum nu știu, că fiecare prețurile sunt diferite. Da? De la supermarket la supermarket, de la furnizor la furnizor. Și după aia, cu restul ingredientelor care le vom introduce în salata respectivă, garantez că nu vor costa mai mult de 5 lei raportat.
Cu toate că, ok, un ulei de măsline calitate pe porție, păi ne raportăm la porție și după aia tu poți să-ți mai faci din uleiul ăla care ți-ai jumate de, cu toate că te costă, să zic, mai mult din prima, dar păi eu asta mai mă refer, când te duci la magazin și cumperi salata, oricum, dacă e o salată, aia folosești toată la... Da, păi da, nu, o salată... Sau pentru o familie cu trei persoane, de exemplu, o folosești toată, nu? Da, mai, da, da, da. Că așa, dacă mănânci doar tu, o singură persoană, per porție, într-adevăr, calculul... 20-25 de lei nu te costă mai mult, da. O salată foarte faină de ton. Dar cei care au familie sau un cuplu, plătești mai mult pentru, da, pentru asta. Raportana la prețurile actuale. La prețurile actuale și da, și asta, de asta trebuie să ne ridicăm standardele de viață, să evoluăm, să putem să ne permitem să trăim. Adică ar fi mai bine să prioritizăm mâncarea sănătoasă în detrimentul altor cheltuieli. Corect. Păi degeaba întoarcem un volan de o mașină de 100.000 de euro dacă mâncăm de 3-4 ori pe săptămână la KFC sau nu știu, sau mâncăm, da, chestii bine, care sunt mai ieftine, ca să avem bani pentru altele, pentru vacanțe și alea. Pentru mine asta nu e, adică nu e echilibru și nu e prețuire față de propria persoană. Adică contează. Cum la fel într-o mașină de calitate pui un ulei de calitate, nu ulei pe cel mai ieftin, pentru motor, sau pui o benzină de calitate, o motorină, la fel și pentru noi. Hrana e vitală. Restul sunt doar așa, cafeaua, un pahar de vin, o țigară. Astea nu sunt esențiale. Dar hrana e vitală. E o chestie în care avem nevoie de hrană, apă, un acoperiș deasupra capului și restul nas. Mă uit prin lista ta cu rețete. E un fel de fine dining ce văd aici. Da, nu. Adică nu e oricum le-ai așezat să arate frumos, da, și... Nu e o carte fine dining, nu. Nu. Eu sunt adeptul fine dining-ului, eu iubesc fine dining-ul, am studiat, îl studiez, am lucrat. Aici? Dar, poți să-mi explici ce e aici? Da, acolo e un muște căprioară cu un crustă de fistic și cimbru, cu un piure de sfeclă roșie și un sos cu ciocolată amăruie. Păi și... nu-i fine dining? Ceva. Da, e. Dacă mă apuc eu să fac asta, sigur nu-mi iese. Da, 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 da. Adică da, cineva care gătește... Sunt rețete și chestii care sunt într-adevăr elegante și... Da, asta e deja, da, o chestie pentru mine, eu... alt nivel. Da, mulțumesc. O persoană știe obișnuită, care nu-i bucătar și gătește acasă, mă refer, că, cum suntem majoritatea, da, da, știi? Da, 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 da. Dar ele par complicate, asta le-am zis la toți oamenii cu care am intrat în contact și care mi-au luat cartea și tot, adică nu vă rămâneți blocați acolo la ilustrări, că, da, adică voi le puteți pune în farfurie după cum vreți, doar să țineți cont de metodă și să respectați timpii de gătire și metoda în sine, pentru că aia contează, de a da valoare și a pune ingredientele în valoare și de a le respecta. Uite, asta, da, o rețetă care mi se pare simplă. Niște legume, da, cu pește. Da, 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 da. E ceva mai... Macro, da. Da, macro, da, uite, macro, chiar macroul în continuare e în top. Da. Cel mai consumat pește la români, macroul. Am vorbit cu un specialist în acvacultură și mi-a zis că asta sunt statisticile în România, chiar macroul e foarte consumat în continuare. Da, da, da. Da, mie îmi place la nebunie. Nu l-am mâncat în România, cum să zic, cu peștii care vin de departe. Eu prefer mai mult să mănânc chestii de la noi. Adică să mănânc pești din Delta, din Marea Neagră, de, uite, calcanul, de exemplu, e peștele meu favorit. Mai puțin cu pești care vin de la distanță. Ce rețetă pentru calcan ai? Ceva simplu? Aici în carte? Simplu n-am. Da, în carte nu, în carte nu este calcan, urmează acum, lucrez la o a doua carte, asta va fi în totalitate fine dining, e cu ce am absorbit eu mai bun și mai frumos în toți anii ăștia. Rețetul calcan ce am făcut acum la Revelionul Bucătarilor, am făcut calcan în crustă de foietaj cu un sos de șampanie, cu stridii, cu fenicul copt, cu lămâie. Și calcanul l-am filetat și i-am lăsat, adică i-am dat forma foietajului, adică calcanului inițial, dar am scos oasele, am folosit doar filetul și între ei am făcut o compoziție de praz călit și am pus între praz cu tarhon. Nu cred că am mâncat vreodată calcan. E asemănător cu un pește la ca și gust? Nu are ceva specific? Nu știu cu ce pește, nu, are finețea lui și are un gust foarte delicat și foarte, foarte fain. Și nu,
Nu știu, e un pește deosebit. Nu știu cu ca ce pește aș putea să-l agust, cu să-l asemăn. Dorada crap. Acum mă gândesc la ce... Nu. Dorada e mult mai dulceagă, e, nu. A, înseamnă că e o variantă mai... Da, e un pește, e o carne albă la un pește, cum e codul, dacă e, ca să zicem, un pic așa se aseamănă și are și o parte de grăsime. Da, care îi dă un gust aparte, un gust deosebit. Depinde cu ce l-asociezi și cum îl gătești. Da. Se pare că și consumul de pește a crescut la noi în țară. Asta e bine. Bine, nu e recomandat, am înțeles, consumi fiecare zi, dar măcar două ori pe săptămână e ok. Da. Deci, și asta bine, merg peștele asta. E o carne bună, sănătoasă, nu e... E mai ușoară, într-adevăr, e mai ușoară și acum, cum am zis, depinde de unde vine, dar e... Sunt multe, am văzut, da, într-adevăr, lumea e foarte deschisă pe partea asta de pește și fructe de mare, observ la restaurante și cea mai văzut și... Avem și în Iași unde să mergem să mâncăm. Sunt multe locații, da, unde... Acum creveții sunt ceva normal, cred că toată lumea știe de creveți, cred că am mâncat creveți măcar o dată în viață. Poate, nu știu, scoici sau alte chestii... Sunt ceva mai complex, să zic așa, ceva sau caracatiță. Cred că mulți au mâncat caracatiță, nu mai sunt așa disperiați de... Da. De caracatiță, că și imaginează cum e caracatița vie, știi? Și după aia o mănânci. Asta așa, se mai întâmplă asta. Da, uite, mă uitam în carte, mai e și supe. Foarte rețet de supe. Supe creme, da. Eu sunt fan supe creme. Deci, bine, eu sunt fan general supe, borșuri, tot ce înseamnă chestiile astea românești. Adică, noi oricum suntem români obișnuiți să mâncăm borș aproape fiecare zi. E ca la, cum suntem noi cu borș, așa sunt italienii cu pastele. Da, deci, și eu, și mie îmi place. Eu, adică borș, dacă l-am, îl mănânc dimineața la ora 9 dimineața, nu? Țin cont că e mic dejun, că nu trebuie să fiu regulă. Și pe cineva care mânca orice la mic dejun, nu contează. Îmi place foarte mult și e foarte sănătos. Bine, vorbim de un borș făcut cum trebuie, cu zarzavat din grădină și cu borș făcut natural. Adică, și așa îmi place și mie borș... să-l fac. Deci îmi place, chiar îmi place să fac borșuri. Puneau bunicii noștri, da, borșuri putin. Da. E vital. E foarte păi esențial. Păi se spune că borșul conține cei mai mulți nutrienți, pentru că enzime ai de toate acolo. Da, pătrunjel mărar și ce mai pui în borș, până la legumele folosite și care. Da. Și borșul, vitaminele din tărâță și toate chestiile astea. Da, e magic. Deci nu-i de asta. Și e ușor. Adică e bucătăria românească, eu văd o bucătărie destul de asta tradițională, e destul de greoaie, avem mâncăruri grase și tot, dar sunt și chestii care le poți adapta, lăsând la o parte acum internaționalul și toate chestiile astea, adică pentru cei care preferă gustul de acasă. Mm-hmm. Sunt chestii și sănătoase, adică pe care le putem face din bucătăria tradițională, dar trebuie asta să vedem raportul dintre grăsimi, dintre carbohidrat, să nu depășească, să nu fim nici măcar în proporție de jumate. Să fie tu îți cântărești mâncarea sau te uiți la... Bine, la ingrediente sigur te uiți, dar, nu știu, ai vreun obicei ca să-ți dai seama exact cât ar trebui să mănânci? Nu. De-a lungul timpului mâna mea, practic, a devenit un cântar. Adică nu mai de când sunt... Dar nu am ajuns efectiv să pun să cântăresc tot. Dar știu exact cât am nevoie. Îmi fac farfuriile mult mai mici. Și eu merg pe varianta de tasting, acum doar de gust. Adică îmi fac, să zic, pentru prânz, da? Fac o supă cremă și mai fac și o salată de quinoa și tot. Da. Amândouă vin în, nu știu, supa cremă, pun 100 de grame în farfurie, nu 300, din 5 linguri e gata. Și salata de quinoa la fel, nu pun 350 de grame, pun, nu știu, 150 de grame. Sau 100, depinde cum mă simt. Am ajuns să nu mai mănânc cum ar veni că trebuie sau că e prânzul sau că mănânc dacă mi-e foame, dacă îmi cere organismul. Dacă simt, dacă e... Dar trecerea a fost greoaie? Adică să treci de la obiceiurile tale mâncat nesănătos și așa mai departe, la ori nepotrivite, la un regim strict, nu știu, ca și meniu, ca și ore, mâncare mai puțină, cum zici? Adică e dificil așa până te obișnuiești. Cam cât a durat până te-ai învățat? Pentru mine nu a fost dificil, fiindcă eu aveam setea asta de...
de echilibru, dorința de a-mi schimba viața. Și când am văzut, ok, am început să aflu informația și să studiez de dieta mediteraneană și tot și să mă uit, am zis că ok, asta e pentru mine, asta vreau să fac. Nu mi-a fost dificil, doar că poate da, în primele luni, ținând cont de ora la care mâncam, fiindcă mâncam la 6 sau la 7 ultima masă și dacă la 10 nu eram la somn, simțeam nevoia de a mânca, adică efectiv simți că te roade stomacul și de asta zic, adică celor care o să fie un pic dificil, dar prin greu excelez. N-are cum să fie ușor și bine. Dar te întărești și te obișnuiești și ce recomand e apă. Tot timpul. Nu mănânc, nu știu. Nu vreau să-l mai numesc post negru, că postul e post negru, trebuie să o faci din toate perspectivele. Dar ok, țin post negru o dată de două, o zi sau două pe săptămână, practic 24 de ore doar apă și cafea. Dar voi elimina cafeaua că e o sarcină în plus pentru ficat, e așa, presiune pentru ficat și noi. Și sunt de două ori pe zi, simt efectiv leșinul ăla la stomac, adică senzația aia că gata, nu mai vreau să mănânc ceva. Dar suplimentez cu apă și am văzut că funcționează. Beau un par, două, trei de apă și pe aia s-a liniștit stomacul. Mă iau cu alte chestii, pun mâna pe o carte, citesc. O fac dacă sunt liber. Am observat dacă sunt bucătărie undeva, evenimente sau ce fac eu, nu merge. E stresant. Fiindcă și de asta, nu? Nu, inevitabil gust. Și cum am gustat un pic o lingură din ceva, zic, dar s-a dus postul, gata, mă apuc de păi dacă le-ai în fața ta, tu trebuie să gusti ce faci de mâncare, normal. Și mi-aleg zilele astea când zilele libere, complet, da, să fac. Da. Ai zis că funcționează și la noi aceasta, faza aceasta, private chef. Da, se dezvoltă foarte mult nu? Și mă bucură. Da. Și ce legătești și oamenilor acasă? Sau la evenimente. Bine, hai să începem cu ce le gătești acasă, după aia la evenimente. Meniul îl stabilesc împreună cu clienții, în funcție de nevoile lor, în funcție de preferințele lor. Am făcut și fine dining acasă la oameni, unde mi-a permis și aparatura, unde mi-a permis și materia primă și tot. Adică lucrez cu ce au ei în bucătărie? Sau vin și cu Da, vin și cu, vin și cu logistica mea, uh-huh. Vin și cu logistica mea, dar da, în mare parte lucrez cu ce au ei și s-a deschis, adică pe partea asta lumea e destul de receptivă și e ca un, cum să zic, ca un trend așa de a aduce un bucătar privat acasă și adică e celălalt nivel. Ca ok, bine, unde vrei să-ți faci ziua, bun, ești în dubii la ce restaurant să mergi și după aia ajungi la concluzia că vrei de fapt să fie acasă la tine și să aduci un bucătar. Aici vorbim oricum de persoane care au potențial financiar, care își permit să facă lucrul acesta și care stau au case de obicei. Care au și spațiu, da, într-adevăr. Au și spațiu, da, bucătării mai mari sau living. Da, sau da, așa, da, 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 da. Referitor la partea financiară, nu, la toată lumea zic. Adică dacă ieși la un restaurant, s-ar putea să te coste mai mult decât dacă îți vin eu acasă, îți gătesc. Că tu acasă s-ar putea să ai vinul care la restaurant se plătește prețul lui de mai multe ori. Că, na, așa trebuie, că de asta sunt restaurantele, adică e... La fel cu ingredientele, ai control mai bun asupra ingredientelor, fiindcă poți să alegi tu, poți să zici, uite, eu vreau de la ferma respectivă, vreau carne sau vreau ce vreau, vreau legume bio de acolo. La restaurante nu poți să faci, adică nu poți să rezervi o masă de ziua ta, 20 de persoane și să zici că vreau să comandați de acolo, de acolo, de dincolo, fiindcă ei lucrează cu furnizorii lor, cu treburile lor. Și referitor la cost, nu, poți să ieși și mai bine sau poți să ieși la fel. De asta zic, nu este ceva, dar depinde acum de eveniment, eu asta zic la toată lumea. Dacă vrei mușchiuleț de porc, normal că te ajunge mai puțin, sau piept de curcan. Dacă vrei calcan sau foie gras sau homari, bineînțeles că costul, adică, se ridică. Da. E vorba de materie primă, e vorba de complexitatea meniului, de cât am și eu de lucru, de ce oameni trebuie să-mi iau, poate trebuie să vin cu mai multe persoane. Și în general, cam câte persoane, pentru câte persoane organizezi acasă? 20, 30? Cam 20, așa? Cam 20 pe cont propriu. Și mai mult.
Au fost, dar, și mai mult. Da, și mai multe persoane. Și cum te plătesc? Ești plătit în funcție de... Ai o sumă fixă pentru fiecare eveniment sau cum? Cum se calculează? Nu, e cum am spus, depinde de meniu. Ah. Depinde de complexitatea meniului, depinde de cât timp trebuie să aloc, depinde de... Sunt unii clienți, de exemplu, care vor să-și procure materia primă sau... Da. Trebuie eu, depinde de implicarea mea și tot. Da. Uite, faza asta cu private chef am văzut că funcționează chiar și la cei care merg și gătesc mai mult în aer liber în timpul verii, pentru că permite și vremea. Și chiar am văzut, sunt organizate, și de alți colegi de breaslă am văzut bucătari, sunt organizate multe evenimente de genul ăsta, aniversări sau nu știu, orice altceva. Bănesc că la fel și la tine, tot cu evenimente, aniversări sau eu știu ce. Da, tot felul de evenimente, efectiv. Am făcut și cine romantice, am făcut și aniversări și tot felul. Adică și la cine toate, romantice, toată ce ai gătit? Se aprobă Valentine's Day, poate. Da. Ai solicitări. Am gătit creveți, am gătit stridii. Da. Am folosit elemente, ingrediente afrodisiace. Da. Asta ai și aici o rețetă cu stridii, am văzut. Ce a vrut fiecare. Poftim? Zic, am văzut în carte că și aici ai o rețetă cu stridii. Cred că am văzut eu bine. Cu lup de mare, filet de lup de mare și cu stridii și cu un dressing cu fructul pasiunii. Chiar se numește Honeymoon in Jersey, am spus. Că în Jersey am stat pe insula respectivă, pe canalul Mânece. Am numit-o luna de miere în Jersey, rețeta asta. Adică... Da, uite, interesant, n-am mai auzit pe cineva, private chef, care să gătească o cină romantică. Uite că se poate și asta. Ca orice e, orice, adică cum am zis, de la grătare la cele mai basic și cele mai simple evenimente până la cele mai sofisticate, până la degustări de 7 preparate, 9 preparate. Voi avea un eveniment aici luna viitoare, pe 16 februarie în Iași, la Proprii Fără Soț, un eveniment fine dining. Va fi continuarea de la ce am început la Alba Iulia. Ție-ți place fine dining-ul? Da, fine dining-ul mă reprezintă și e... Am văzut că și mănânci în Iași la restaurante cu specific fine dining. Da. Ies și prin țară și prin unde pot. Pentru mine e o continuitate de dezvoltare, ca să zic așa. Mereu când pășesc pragul astfel de locații care au, de exemplu, merg în primăvară, voi merge la Paris și am... Bun, partenera mea a zis că își dorea să ajungă la Disneyland și tot eu vreau să ajung la... restaurantele. La Arpej, care e restaurantul lui Alan Passard, unul cei mai buni bucătari ai lumii, 3 stele Michelin și în top 10 restaurante în lume. Bănuiesc că și prețurile acolo sunt pe măsură, nu? Da. Adică să mănânci, cred că o cină, că n-am majoritatea, câteva sute de euro, nu? Aproape de 1000 de euro în două persoane. Păi asta zic. Da. Dar e o experiență, eu știu ce nu? Înseamnă, că eu am lucrat la o stea Michelin și am lucrat pe astfel de meniuri exclusiviste, scumpe și știu ce presupune. Știu ce înseamnă acele 17 ore care ți le petreci în bucătărie zilnic. Ca să poți pregăti, să poți face față fluxului și a cerințelor care sunt implementate de ghidul Michelin. Că de asta acolo e altceva, e Liga Campionilor. E cel mai bun nivel în gastronomie vorbind. Da, uite, mie întotdeauna mi-a plăcut în filme, că eu nu am avut experiență de genul ăsta cu stele Michelin, cum vin bucătarii și întreabă clienții dacă le-a plăcut, dacă, nu știu, nu le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, să spună, să, nu știu, să mai modifice rețeta sau să facă acolo niște modificări. Mi s-a părut foarte faină chestia asta, că bucătarul ține cont și de părerile clienților, îi întreabă dacă le-a plăcut, nu doar ospătarul sau, eu știu, cel care a gătit până la urmă. Da, gastronomia, în primul rând, înseamnă cultură și înseamnă origine și înseamnă
conexiunea cu oamenii, efectiv, adică ne conectăm. Oamenii ne pășesc pragul, se așează la masă exact cum ai organizat tu o cină festivă sau o masă, pardon, festivă la tine acasă și ai oameni invitați. Păi, normal că îți pasă să-i întrebi cum se simt, dacă au avut așteptări mai mari, dacă au avut așteptări mai joase, dacă ce le-ai pus în față e ok. E normal și eu fac la fel. Adică, s-a întâmplat să ai așteptări mari să fii dezamăgit? În calitate de client? Da. Da. Dă-mi un exemplu de preparat. Adică ai mâncat un preparat la care te așteptai să fie altfel. Nu știu, l-ai mâncat poate în alt loc și ți-a plăcut și credeai că și-ai... Da, nu mai îmi vin exact în minte, dar am avut astfel de experiențe în care să fiu total prost surprins de ce am primit. Vorbind, cred că de o rață a fost cu un sos, cu un piure, și a fost, în fin. Acolo o combinație, asta. Nu? De care nu... De desert în farfurie a fost, mai exact. Și... Da, am observat și eu că unele rețete, se doresc, cred că a fi fine dining, eu care nu mă pricep, adică am mai mâncat preparate fine dining, dar nu pot zic că sunt o mare cunoscătoare. Însă am observat că multă lume evită aceste preparate pentru că sunt dulci. Mulți spun că sunt prea dulci pentru gustul lor. Așa ar trebui să fie, adică... Nu, de fapt un preparat eșuat, nu? Da, efectiv. Dulcele trebuie doar să fie complementar, să-i facă echilibrul farfuriei când vorbim de celelalte gusturi, acru, sărat, amar. Dar dulcele nu trebuie să predomine. Nu există, nici dacă e o salată, nici dacă e orice ar fi, nu are cum să predomine. Cum am zis, el trebuie doar să echilibreze. Despre asta e vorba. E vorba să echilibrăm și să activăm paleta cât mai mult și să creăm acea senzație wow. Da. Dar nu. Preparatele care au fost doar dulci, cum mi s-a întâmplat și mie, nu e fain, dar nici lumea... Sunt mulți care au doar impresia că da, s-au uitat pe net. Tu trebuie să trăiești chestia asta, tu trebuie să studiezi ca să poți face, să poți începe de a face astfel de chestii. Okay. Dar cel mai bun preparat pe care l-ai mâncat vreodată? Sau, nu știu, top 3 poate? Ai mâncat? Da. La noi în țară sau în afară? În afară. Cel mai bun preparat, dar în afară l-am care mi-a plăcut foarte mult, a fost la restaurantul Boemia, la Ostea Michelin, unde am lucrat. Era medalion de căprioare cu un cuscus făcut din Romanesco, care este acea conopidă verde, cu un piure de conopidă cu migdale, jeleu de afine și cu un sos. Pentru mine acel preparat, adică calitatea și echilibru gusturilor, pentru mine a fost cel mai, ca să zic așa. Dar am mâncat de-a lungul timpului foarte multe, foarte multe chestii wow, care mi-au plăcut și inclusiv la Mirazur am fost... în toamnă, în septembrie anul trecut, pe Coasta de Azur la 3 stele Michelin by Mauro Colagrecu și toată degustarea a fost în mare parte pe pește și fructe de mare, creveți roșii, homar, stridii, dar toate prezentate, adică excepțional, și a fost, cred că, cea mai de senzație degustare culinară. Bine, oricum, tu în vacanță, cred că unde găsești un restaurant cu stele Michelin, acolo ești prezent. Da, da, exact. Da, ești curios să vezi ce preparate au. Dar când zici echilibru în farfurie, tu zici de gust, în primul rând. Nu contează câte ingrediente sunt, adică există un număr limitat de ingrediente într-o farfurie? Cu cât mai puține, cu atât mai bine. Și de a le pune pe acele puține care sunt în lumina reflectoarelor, asta e regula de aur. Maestru bucătar Joel Robuchon, care este
a fost regele gastronomiei, s-a stins din păcate în 2018. 37 de stele Michelin a acumulat. De-a lungul carierei sale a zis că niciodată să nu măriți mai mult de 3 arome, de 3 ingrediente, de 3. Adică și simplitatea asta e, simplitatea este sfântă, fiindcă un pește fain, un homar, un orice ar fi, n-are nevoie decât de sare, de mare și gătit în timpul lui cum trebuie, ca să strălucească. Cu cât îl acoperim cu mai multe ingrediente, cu arome, cu tot, îl pierdem. După aia putem merge pe garnituri să dăm o tentă de X și Y, astea sunt alte povești, dar simplitatea e. Nu, cu cât mai multe, cu atât mai rău. Tocăniță după aia. Da. Dar dă-ne nouă, muritorilor de rând, o idee de rețetă simplă, adică ce avem prin frigider. Bine, știi filmulețele alea cu cei care gătesc și zic, ce aveți prin frigider? Dar scot tot felul de produse pe care nu ai gust să le ai în frigider. Adică, dar ei spun, ce aveți prin frigider? Să facem asta. Noi chiar ce avem prin frigider, nu știu, sau în cămară, niște cartofi, țelină și așa mai departe, ce am putea face? De exemplu, o rețetă care poate tu o faci repede și când nu ai timp, ești sigur că aia e cea mai bună idee de cină sau, nu știu, prânz. Da. Asta, cum să zic eu, asta depinde de fiecare ce are și fiecare ce preferă. Dar simplu, dacă ai niște rădăcinoase, poți face un piure din ele. Da. Le poți face coapte la cuptor cu ulei de măsline, cu un pic de vin alb, să le aromatizezi cu ce vrei tu, cu ingredientele care îți plac și care le ai prin cămară. Simplu și rapid, ce recomand și rețete, cum am zis, peștele se gătește foarte, foarte repede. Fructele de mare nu cred că le are toată lumea așa prin frigider, că nu, alea nu cresc cum stă zarzavatul sau îl pui în apă și da, în frigider. Dar se poate face, un piept de rață se poate face repede, uite asta recomand, un piept de rață luat, un curcan, curcanul e sănătos, e bun, e o carne albă, e faină, dar să revenim la rață, un piept de rață cu o garnitură, cu un piure din țelină, cu puțină nucușoară, un sos, bănuiesc că fiecare are prin cămară, prin frigiderul, un vin, o să face o reducție de vin aromatizat cu anason stelat, cu îndulcit, cu miere de albine, cu ce vrei și ai. Ai făcut în pieptul de rață, durează 10 minute să-l faci, depinde cum vrei să ți-l gătești mai roziu, mai bine făcut, mai în fine. Să fierbi o legumă sau să o faci la cuptor dacă îți permite timpul. Eu, de exemplu, la piureuri merg mai mult pe varianta de copt. Coptul e mult mai fain, e mult mai, dă o altă nuanță, un alt gust decât apa. Apa spălăcește. E o rețetă în care o faci în jumătate de oră dacă ai ingredientele la îndemână. Adică nu-ți trebuie ore și să negociez cu stomacul, stai un pic, jumătate de oră, mai ai răbdare, mai... Dar da, că până e gata mâncare, este și foamea. Da. Dar ai rămas vreodată în pană de idei când vine vorba de gătit? Nu. Niciodată, nu? Nu, e o imensitate de rețete, e nelimitată, nu? Paleta. Da, aș vrea să mai oprească uneori, sincer, că eu merg, mă plimb și mă surprind la biserică sau pe acolo, eu tot am gânduri de rețete, dar e mult să ia cum ar trebui făcută, dar la evenimentul trecut, adică, nu știu, am pitici în cap ăștia, piticii lui Alba ca Zăpada, la mine sunt toți, mă întreabă, peștele la trebuia să stea mai puțin sau cât mai durează sau cât mai stă la cuptor. Ei tot vorbesc în capul meu. Vreau să-i mai trimis, să mai mă lase, să ducă la Alba și în cazul Pada și să-mi dea mie pace, dar eu cu asta trăiesc. Eu dintr-o discuție cu Al Bucătar eu plec la o rețetă. Adică doar având o discuție despre, nu știu, hai să vorbim despre ceva și bună, intră în temă un fazan sau o chestie și pe aia mai vine o gutuie și, bun, avem o rețetă, să o facem. Și de asta zic, nu, eu trăiesc chestia asta. Adică eu dacă intru într-o scară de bloc, eu nu văd,
Eu nu văd decorațiunile cu plante, chestii din astea, eu nu văd asta prima oară. Eu prima oară simt mirosul de ceapă călită, de ce se întâmplă. Mă gândesc, stai că face friptură, face de tocăniță, face ce face. Adică e la mine asta să... Da, păi n-ai cum când intri într-o scară de bloc să... Da. Îți dai seama după miros ce se gătește. Da, da, da. Aveam da. O vecină care gătea varză în fiecare săptămână. Da, da. Și am zis că poate e ceva, nu știu, îi place foarte mult varza, de tot gătești în fiecare săptămână, adică varza nu o faci chiar așa de des, dar ei se pare că îi plăcea să gătească varză când trăia în scara blocului. Asta era primul miros care te lovea. Dar zi-mi ce preparat preferat ai. Preferat? Da. Îmi place mult homarul, cu toate că nu e, că nu-i așa de accesibil. Și gătit greu, adică na. Da, 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 da. Îmi place homarul, îmi place, să zic, ca preparat. Am o rețetă cu homar în coadă de homar în sos de șampanie cu un piure de sparanghel, o panna cotta din cartofi cu lămâie, dar îmi plac foarte mult fructele de mare. Nu pot să spun neapărat că am preparatul preferat, dar pot să spun de desert. La mine gustul predominant e dulcele și cu asta mă lumânânc, am mult dulce, sincer. Și vreau să urăresc. Dar dacă vorbim de dulce? Orice ciocolată îmi place în mod special, tot ce e pe bază de creme. Ai și o rețetă cu ciocolată aici? Da, da, da. Da, baton de ciocolată de casă. Și mie îmi place ciocolata de asta. Gustul copilăriei. Nu ai cum să nu observi rețetele de ciocolată. Da. Ai și clătite. Vorbind de o rețetă favorită, aș zice, da, e... Ce mi-am făcut acum recent e înghețată prăjită cu macea în variantă japoneză. Cum adică înghețată prăjită? Înghețată făcută în baie de ulei. Efectiv. În crustă crocantă. Nu. Și ce ulei folosești? Ulei de prăjit care se folosește de palmier sau de rapiță. Și care se folosește la fritioze, la care are aderența mai mare. Și uleiul acela se transformă în crustă sau cum se procedează? Adică face o crustă înghețată? Face o crustă, deci înghețată, bila de înghețat, o îmbrac într-o crustă, o dau printr-un aluat și după aia prin panko, prin pesmeș japonez, aromatizat cu diferite chestii și cu fulgi de cocos și combinat. Și câteva secunde doar în ulei, cât și s-a închis, că ideea ei să rămână înghețată, adică nu să, da, când o tai să curgă. Și, da. Și e cu o spumă de lapte de cocos, variantă thailandeză, aromatizată cu lemongras, cu kafir, lime, cu un piure de piersică cu casa gândit. Astea? Da, știu. De asta zic, adică nu prea are relevant dacă zic care sunt. Ei, dar măcar bine că ne-ai zis că înghețată poate fi și prăjită. Și e un proces la ea să o faci, că vorbesc, să fac înghețată, o fac eu de la zero, parfait de înghețată. Da, uite, de asta n-am mai zis de înghețat prăjită, dar important e că, uite, cum ziceai tu, sunt o multitudine de rețete, uite și la deserturi. Ce am primit și eu de la un mare bucătar din Iași, de la colegul meu, de la șef Liviu Țurcanu, am învățat să fac parfumul ăsta de înghețat și de acolo am plecat. Am zis că hai că o duc un pic spre Japonia. Plecăm și... Da, sună bine. Ce am combinat-o cum am combinat-o, de am ajuns să o prăjesc și să-i pun elemente pe lângă care pentru mine și pentru cei care au degustat desertul și chiar a fost în exclusivitate la evenimentul de la Alba Iulia care a fost fine dining, am primit un feedback super, super wow. Ești cel mândru de evenimentul respectiv? Ai vreun preparat de care ești foarte mândru? Recunoscător. Da, sunt. Nu, obișnuiam și eu să zic cu asta cu mândria, da, mândria mi-am dat seama că nu e, nu știu, e duce mai mult spre orgoliu, spre și prefer să zic că ești recunoscător.
mai am tendința asta de a zice sunt mândru că fac parte din asociația asta sau fac sau am chestiile respective. Da, preparatul care a câștigat evenimentul, care a fost cel mai wow, a fost Sturion. L-am făcut în variantă de farsă, gen rulat, l-am rulat în praz. L-am făcut sous vide, l-am gătit și l-am servit cu orez, cu orez negru și un sos de un sos tailandez de lapte de cocos. Orez negru, n-am cancelat orez negru. Da, e foarte sănătos. Da. E superb. O să caut. Bănuiesc, găsim și noi prin da, magazine, da, nu? Se găsește. Se găsește în supermarketuri și în tot, da. Da, o chestie interesantă. Da. Orez negru e numit și orezul împăratului. Pe vremea aceea doar împăratul Chinei avea dreptul să-l mănânci. Nimeni altcineva nu, fiindcă era atât de, adică e foarte bogat în nutrienți și tot și era doar pentru el. Deci când o să-l mănânc, o să mă simt și eu ca o regină. Da, da, e bine să, cum să zic eu, să ne punem pe primul loc și să ne oferim, cum am zis, hrana cea mai de cuvință și mâncare de calitate. Nu știu, așa zic. Da. Asta e singura variantă de a ne proteja, adică și de a ne, nu știu, păstra cât mai bine și cât mai cu energie, cât mai faină și cât mai productiv, prin stilul de viață. Dar tu ai vreo metodă folosită ca să nu risipești mâncarea? Pentru că noi suntem campioni. Și da. La asta. Da, cu siguranță, merg cu lista. Eu merg cu lista de cumpărături, chiar când îmi fac pentru acasă. Gramaj, nu vorbesc exact, pentru event. Da, da, că vreau să-mi iau jumătate de kilogram de roșii, pe jumătate de kilogram pun pe cântar acolo. Nu pun din ochi, că am impresia că tot și pe aia ajung acasă cu un kilogram. Că știu că nu o să se mănânce, că dacă eu am astăzi și mâine, dau un exemplu, zi liberă, și pe asta am evenimente sau am deplasări sau am ce am, eu știu ce se întâmplă cu roșiile, cât se consumă azi și mâine, cât mănânc eu și partenera mea sau în fine. Și de asta zic, asta este singura metodă care eu zic la toată lumea, din toată inima. Pixul și foaia și calculatorul. Bun, vrei să faci o salată beof. Cât îți trebuie de ingrediente? Nu vrei să faci 4 kg, că nu ai cui da, poate, sau poate ai cui da și vrei să mai donezi sau zi, dar dacă te raportezi, gândește efectiv cât mănânci. Mănânci o zi, două, trei. Nu recomand mâncarea gătită să stea mai mult de 2 zile, 3, ok? Depinde de frigider și cum e păstrată și de temperatura frigiderului, dar te raportezi exact la ceea ce consumi și cât și pui pe foaie și așa ți iese și rețeta. Bine, trebuie să ai grijă la pierderi, că na, carnea scade, legumele scad și ele și tot, dar în mare parte asta e singura variantă, e calculatorul, pixul, foaia. Spuneai de partenera ta, ea îți cere să gătești? Ești bucătare. Da, eu gătesc din necondiționat, adică nu, eu gătesc din inimă. Nu, că mai sunt bucătari care zic că când ajung acasă nu mai asta, mai vreau să gătesc, toată ziua gătesc la muncă, mai gătesc și acasă. Eu gătesc oriunde. Oriunde, eu, nu? Dacă sunt invitat la un grătar de tine, dau un exemplu, da? Zilele următoare, eu nu am să pot să mă abțin, cu toate că o să fiu invitat și toată lumea o să-mi zic, e timpul și pentru tine să te relaxezi. Nu, eu dacă nu mă duc acolo și nu mă frig un pic, nu bag mâna în cărbun, nu văd ce carne e, nu vin să fac un sos, să aduc un factor, nu mă simt bine, nu sunt eu. Și așa și acasă, eu merg în vizită la oameni, la prieteni, la tot și îi ajut. Știu că au bază în tine. Da, ceva să te ajut, da, să fac. Imediat să vezi situația. Da, gătesc. Dar părinții de ce zic de faptul că tu ești bucătar? Nu știu ce zic exact. Și ei sunt în domeniu și tata e și de asta a plecat din familie toată chestia asta. Da, păi știu că mi-ai povestit, da. Ei te-ar fi văzut cu o altă meserie? Adică să fi făcut altceva? Nu cred. Nu m-am proiectat nu cred că m-am proiectat niciodată și nu. M-am văzut de la vârsta de 16-17 ani, când eram în Canada și pregăteam pentru... Mergeam în fiecare weekend, mergeam la o piață mare acoperită cu produse europene, românești, în fine. Și la vremea aia făceam pâine de casă, eu împlătită, făceam pizza, făceam multe chestii. Și nu cred că m-au văzut făcând altceva, nu știu.
Dar nici nu mi-aduc aminte să-mi fi zis că tu ai să fii bucătar sau să urmezi chestia asta. Sau... Tu mai ai frați? Nu. Nu. Surori, nu, 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 nu. Singur la părinți, dar ei au rămas acolo sau da. Ei sunt acolo? Da, da. Și vă vedeți rar, presupun, nu? Că, na, Canada... Da, e departe. Departe. Da, 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 da. Când te-ai văzut prima oară cu ei? Când am plecat eu din Canada, acum mulți ani de zile. Și acum faci... câți ani? Acum 11 ani. Și cum faceți? Vorbiți pe cameră? Cum procedați? Cam așa, da, nu? Da, 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 da. Ei nu vor să vină în țară. Nu s-au gândit la asta. Da, au niște chestii pe acolo de rezolvat și mm-hmm. poveste mai lungă și mai au... Încă nu le tare dor de România. Da, na, ei au viața și au format viața lor acolo și e cum e. Da, mai sunt români care îmi povesteau că, de exemplu, au făcut împrumuturi la bănci ca să investească diverse afaceri și sunt nevoiți să dea bani înapoi, normal, și asta îi ține acolo... Deși s-ar întoarce în țară. Sunt tot felul de situații. Oricum, v-ați plecat când era exodul acela, când plecau foarte mulți români în Canada. Da, țin minte că și de pe strada mea plecau, în locuia meu plecau mulți în Canada. Da. Familii întregi, cu tot copii. Da, 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 da. A fost perioada aia de timp care, da, sunt, cum să zic eu... Sunt recunoscător că am avut oportunitatea de a vedea lumea de dincolo, ca să zic așa, și că am plecat. Străinătatea mi-a deschis foarte multe orizonturi, m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să empatizez și cu altfel de oameni, cu altfel de culturi. Am lucrat pe bucătării, pe unde am fost, m-am intersectat, cred că, cu tot felul de oameni din diferite zone ale lumii și e foarte benefică pentru mine. Adică și am perspectiva asta de a, cum să zic eu, de a pleca oricând, adică de a pleca în afară, fiindcă am învățat o limbă străină. Acum, de exemplu, și prin Europa, prin multe țări, cu engleza te poți descurca foarte ok, nu știu, 25% sau 30% din Europa. Am fost în Danemarca și se vorbea engleză foarte ok, de exemplu, și de asta zic. Ei m-a ajutat foarte mult să învăț și să pot să fac diferența. Dar ce vreau să zic e... Și la noi e ok. Și la noi e ok, fiindcă sunt țări și văd și acum cu atâtea conflicte, cu atâtea unde poate fi mai rău. Adică e o zonă sigură, e o zonă ok. De exemplu, eu în Londra, cât am stat 2 ani de zile, ok, am făcut bani, am acumulat foarte mult, am fost la cele mai tari hoteluri de acolo... Dar agitația de acolo și tot nu mi-a făcut bine. Adică eu mă simt mult mai bine în Iași acum. Adică eu nu aș da Iași să plec pe Iași pe Londra. Cu toate că lira sterlină e cea mai puternică, că e capitala banilor, că în fine. Dar eu aveam colegi care nu mai veneau dimineața la muncă, fiindcă se întâmplau diferite nenorociri seara. Și de la chestii care, nu știu, la noi nu se întâmplă. La noi dacă te plimbi în Piața Unirii la 3 dimineața, nu. Doar poate să vină cineva să-ți ceară un cerșetor, să-ți ceară niște bani de o bere sau de ceva de mâncare. Atâta e cel mai care zic chestia care, dar sunt țări, sunt capitale, sunt unde sunt probleme. Adică nu te simți în siguranță. Da, 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 nu sunt locuri sigure și avem o țară frumoasă, cu mare, cu munte, cu delta, care e numai una în lume. Doar trebuie dezvoltată, trebuie să înceapă să dezvolte și să se miște lucrurile la noi și să se ia exemple ce au făcut alții în străinătate, ce au făcut alte țări. Dar știu că e chestia asta, lumea pleacă, sunt foarte mulți români plecați, dar sunt foarte mulți, foarte mulți oameni de prin multe țări. Unde am fost eu, de exemplu, în Anglia, în Canada, în bine, dar sunt și străini stabiliți la noi în țară. Da. Care promovează România. Corect.
Corect. Deci noi... Asta depinde de ce faci tu. Depinde de fiecare ce face, cât de mult se dezvoltă, dar pentru mine, sincer, personal, ca bucătar, România mi este foarte ok. Adică nu... Situația financiară sau astea nu mă împing în străinătate. Poate doar calitatea materiei prime și alte aspecte pe care la care la noi un pic că vin de departe sau nu prea se găsesc sau cum sunt. Mai asta e și dublu standard, nu? Adică calitate mai bună în țările vestice și în țările acestea ex-sovietice, să spunem, e mai... Da. Am văzut că s-au făcut și reportaje cu lucrul acesta. Da. Că noi avem produse de aceleași produse, dar de o calitate mai proastă. Da, încă e promovată cantitatea la noi, de asta eu promovez fine dining, că e vorba de calitate și nu de cantitate. Crezi că o să renunțe românii la cantitate? Spre binele lor, așa sper. Nu știu, cred că o să fiecare știi cum mănâncă e. Mai puțin stochitură, dar tot nu mănâncă. Da, dar după aia îți dă cu virgulă când te duci să-ți faci analizele după ce ai mâncat, după ce mănânci stochitură, nu știu, săptămânal sau după ce consumi foarte multe chestii care nu sunt prielnice pentru organism. Eu sper ca lumea să înțeleagă și să dezvolte chestia asta de a merge spre calitate și spre mai puțin, vorbind din punct de vedere alimentar, vorbesc. Da. Nu trebuie să ieși în câștig, caut ca mergem acolo, fiindcă porțiile sunt mari și astea și ok, în raport cu prețul câștigăm. Nu, tu câștigător ești când te simți bine și mănânci ceva, un preparat de asta. Preparatele care sunt scumpe, farfuriile care sunt scumpe fiindcă se lucrează la ele, fiindcă se folosește materie primă de calitate scumpă, fiindcă și de asta automat cantitatea e mai mică. Adică n-ai să primești 600 de grame pe farfurie, ai să primești 200 de grame sau 250, dar te asigur că ai să te simți excelent în comparație cu cele 600 de grame de mâncare care sunt. Și în combinație cu, nu știu, 4-5 halbe de bere, când ai mai ieftină, mai bine bei un pahar de vin mai fain, mai elegant. Și automat te simți mai bine. Ai zis că te apuci la a doua carte? Da. Te așteptăm și cu a doua carte să vedem ce rețete ne mai e. Sigur. Prezinți. Cu mare drag. Cum a fost până acum? Oamenii sunt interesați de rețetele acestea? Au întrebat? Au cumpărat cărțile? Da. Da, e din ce în ce mai solicitat, cum să zic, lumea am observat din pe urma pandemiei a început să meargă pe partea asta de nutriție, de well-being, de sport, de fitness, fiindcă au înțeles că cu cât suntem mai puternici și sistemul imun e mai puternic și tot putem rezista cu tremurilor, ca să zic așa, și problemelor care vin cu diferite afecțiuni, diferite boli. Și da, chiar lumea mă întreabă și ok, și un meniu mai sănătos și bun, cum putem echilibra, ce putem face, ce putem cumpăra, ce putem și să-s bucuros din perspectiva asta. Păi, Bogdan, te așteptăm. Când o să se lansezi cartea, să vorbim și despre țete, despre ce înseamnă să fii șef, bucătar. Da. Deja denumirea aceasta de șef e așa mai folosită de câțiva ani încoace. Cred că așa îți dă o altă prestanță, nu știu, e când se spune șef, nu? Nu neapărat, nu știu, fiecare cum, pentru mine personal, nu, e vorba că eu știu care sunt valorile mele, știu cine sunt, cum sunt, mi-e de ajuns să mi se spună Bogdan, fiindcă asta e identitatea mea, nu șef, nu maestru, nu fine, nu, nu, astea sunt așa, nu știu, e să denumiri, e care cum e și limbajul universal din gastronomie. Mă refer la tăieturi, la dimensiuni, la toate aspectele
din bucătărie și tot, și de asta e. Păi bine, Bogdan, atunci te mai așteptăm și numai bine. Sigur, mulțumesc frumos de invitație și să ne auzim cu bine. Și calitate, na, cum am zis, înainte de toate. Așa încheiem podcastul de azi. Cu calitate înainte de toate. Deci dacă vreți să aflați mai multe despre mâncare sănătoasă, fine dining, urmăriți podcastul de astăzi, dați share, like. Nu uitați, dacă folosiți codul de reducere BZ10 achiziționând produse de pe site-ul balcan.ro, aveți 10% reducere, deci nu ratați această ofertă. Eu vă doresc numai bine!